Acesta este țesutul mietei. Spuneți, vă rog, ce ornament s-a folosit aici? Geometric. Ornamentul geometric. Și cu acest ornament? Rom, corect. Prin felul său de a fi, prin comportamente și atitudini, profesorul apropie ori îndepărtează copiii, motivează, povățuiește sau încurajează. Activitatea didactică este considerată a fi una extrem de importantă. Implică nu doar cunoștințe, ci și valori. Lidia Ivanova este profesoara care încearcă să transmită elevelor sale din localitatea Ciobalaccia abilitățile creative la orele de educație tehnologică. Îmi place foarte mult să duc acest obiect. Mă strădui la orele de educație tehnologică, am și orele de CERT, mâini de bace. Mă strădui la aceste ore să le implantez copiilor dragostea pentru meșteșugurile populare. Educația tehnologică reprezintă activitatea de formare, dezvoltarea personalității. Aici fetele învață să mânuiască croșeta, andrelele, dar și să confecționeze obiecte neordinare din diverse materiale. De la ațe la hârtie, la mergele și rame de țesut, copiii realizează obiecte decorative și învață lecții utile pentru viață. Avem modulurile croșetare, avem modulul țesutul knitted, țesutul în bumbi, avem modulul broderia, același lucru și la ore, același lucru și la cerc. De ce am numit eu cercul mâini de bace? Fiindcă aici, la cercul acesta, copiii când vin, ei se simt liberi. Cei ce doresc, acei fac, acei confecționează. De exemplu, dau un exemplu, sunt mulți copii care își sărbătoresc zilele de naștere, vin tot o fugă. Lidevana, aș dori ceva să confecționez pentru ziua de naștere. Dar repede, că mâine este ziua de naștere. Hai repejor, din ce ai dori să confecționăm? Din hârtie. Repejor, destinația, găsim dintr-o dată ce cadou să confecționăm. Mândră de rezultate, profesoara insuflă copiilor dragostea pentru lucrările handmade. Cel mai mult o bucură că fetele sunt interesate de orele ei. Muncesc cu iscusință pentru obținerea unor deprinderi esențiale. Noi la tehnologică facem diferite scheme. La momentul dat, noi acum învățăm țesutul knitted. Noi măsurăm mai întâi 5 cm, distanța 5 mm și tragem linii. După asta noi luăm cuțitul și luăm cuțitașul și tăiem liniile. Misiunea dascălului este de a-l ajuta pe discipolul său să cunoască tradițiile și să-și cultive anumite valori de pe băncile școlii.